Ascultarea muzicii în timp ce conduceți poate fi o modalitate plăcută de a vă petrece timpul, mai ales în cazul călătoriilor lungi. Cu toate acestea, este important să țineți cont de câteva aspecte pentru a vă asigura că această activitate nu vă distrage de la conducere. 1. Ascultarea muzicii la un volum ridicat poate fi periculoasă deoarece vă poate împiedica să auziți sirenele vehiculilor de urgență, claxonările altor șoferi sau alte sunete importante legate de siguranța rutieră. 2. Schimbarea melodiilor, ajustarea volumului sau orice alte ajustări ar trebui făcute în siguranță. Dacă este posibil, folosiți controalele de pe volan sau asistentul vocal pentru a face aceste ajustări fără a vă lua privirea de la drum. 3. Deși muzica poate fi distractivă, este important să nu vă lăsați prea distrați de aceasta. Conducerea vehiculului trebuie să rămână întotdeauna prioritatea numărul 1. 4. Studiile au arătat că muzica foarte ritmată sau agitată poate încuraja șoferii să conducă mai agresiv. Încercați să alegeți muzica care să vă ajute să rămâneți relaxați și concentrați. 5. În multe țări este ilegal să conduceți purtând căști. Acestea vă pot împiedica să auziți sunetele externe importante pentru siguranța rutieră. În concluzie, ascultarea muzicii la volan este perfect acceptabilă atâta timp cât se face într-un mod care nu compromite siguranța voastră sau a celorlalți participanți la trafic.